3, 2, 1 și... Salutare și bine v-am regăsit la un nou challenge unde astăzi o să trebuiască să facem bicarbonat de sodiu versus oțet. Pentru cei care nu știu acest experiment, l-am văzut pe internet și foarte mulți dintre voi mi l-ați trimis de mat bombardat, să punem bicarbonat de sodiu cu oțet. Ei bine, se va face ca un fel de explozie de vulcan, ceea ce mi s-a părut foarte tare. Nu am făcut niciodată acest experiment, așa că vreau neapărat să-l facem împreună. Pentru început o să trebuiască să punem un mic test într-un recipient mai mic, iar apoi o să trebuiască să mergem, cumpărăm bicarbonat de sodiu mai mult și bineînțeles mai mult oțet, pentru că vreau să facem ceva mai mare. Așa că un mare like la acest video și fără să mai stăm la discuții, haideți direct să-i dăm bătaie la acest video. O să fie mare nebunie, credeți-mă pe cuvânt că de-abia aștept. Și bineînțeles o să trebuiască să fac curățenie dacă se întâmplă ceva după aceea. Așa că vă zic de pe acum să nu încercați așa ceva acasă și nicăieri în altă parte, pentru că cine știe, poate s-ar putea să vă răniți. Așa că hai să dăm drumul direct la challenge. Perfect, începem testul exact aici, așa că o să începem mai întâi cu un mic test să vedem ce reacție are bicarbonatul de sodiu la alimentar cu oțetul. Așa că am pregătit aici mai întâi, pentru moment, o pungă de bicarbonat de sodiu alimentar și o să punem în recipientul acesta micuț. Mai întâi o să pusturnăm, ca de test o să fie ăsta, iar apoi o să trecem la unul mai mare să vedem ce reacție are, pentru că e prima oară când fac și o reacție asta. Punem puțin bicarbonat. Eu zic că ajunge atâta, nu trebuie să mă arunc prea tare. Iar acum luăm o sticlă de oțet. Puh, mamă! Și să vedem la ce ne așteptăm. 3, 2, 1... Oh. Bă, acam noroc, nu am dat pe lângă, dar vedeți reacția. Este o reacție destul de interesantă. Provoacă un fel de, nu știu, elimină oxigenul sau dioxidul de carbon, nu știu exact. Și sunt mai multe experimente, de exemplu, poți să pui oțet într-o sticlă de jumătate de litru, iar apoi într-un balon să pui bicarbonatul de sodiu, iar apoi balonul o să-l pui pe capacul sticlei și să torne bicarbonatul de sodiu, iar apoi balonul o să vedeți că se umflă. Din păcate nu am balon, așa că ați văzut reacția. Nu vă recomand să faceți așa ceva acasă, pentru că se poate răni cineva și nicăieri în altă parte. Ok, am văzut cum este cu recipientul ăsta. Hai să vedem acum ce putem face la o explozie enormă. Am luat un recipient mare, 30 de litri, bă băiat, deci de 30 de litri. Am pregătit aici, stați așa să mă vedeți voi mai bine. Pac, hai să vedem. Bum, avem 30 de litri aici. Bum, dăm asta la o parte și avem așa, avem una și una de asta are 500 de grame, încă una de 500 de grame, încă una de 500 de grame și încă una de 500 de grame. Asta desfăcută puțin. În total avem 2 kg de bicarbonat de sodiu alimentar, așa că îl punem pe tot aici. Hai să vedem. Ok, una e gata. Mamă, dar chiar și un kilogram arată destul de mult. Sunt tare curios să văd ce reacția să aibă. Puu, mi-intră în gură. Deci zici că e zăpadă la ce fel are. Că tot a venit iarna. Și ultima, asta e. Deci, haide. Perfect. Așa că, înainte să punem oțet, vreau neapărat la acest video să strângem 50.000 de like-uri, pentru că dacă vom strânge 50.000 de like-uri, vom face cu 20 sau chiar 30 de kilograme de bicarbonat de sodiu și mult mai mult litri de oțet. Așa că am pregătit aici și un box de oțet, 6 litri de oțet. O să trebuiască să le turnăm pe toate deodată, dar eu o să trebuiască să mă dau la o parte. Așa că strâng astea și eu trebuie să fug repede. Mamă! Ia să văd. Că trebuie să torn direct tot boxul. Să vedem ce reacție are. Ok, o să pun aici. Să stea. Cumva. Bun. Așa că deschid tot boxul ăsta de oțet. Ia. Doar capacul la fiecare.
Una. Poi. Vamo, c'è un minuto, devo zeppine. Fai del capo, no. Oh, oh. Am scăpat pe mine. Trebuia să por mânuși la asta, că e destul de periculos. Hai, leu, 2. Hai cu al treilea. Mamă, e nasol să-l fac singur experimentul ăsta, e puțin cam nasol. Ok. 3. Durează. Da, e. 4. 5. Și ultima sticlă. Hai de capul meu. Și 6. Le-am desfăcut pe toate, iar acum ce mai așteptăm? Să dăm drumul direct la nebunie. Avem asta, avem sticlele. Aranjăm puțin camera, că altfel s-ar putea să-mi fie frică. O să dau zoom mai tare pe ăsta, să se vadă reacția. Perfect, ăsta. Ia. Bun, hai să vedem. Turăm direct toate sticlele deodată, să vedem ce va fi. 3. 2. Mamă, cât de emoții am. Aaaa, sunt grele. Ok. 3. 2. 1. Și... Oh, oi de capul meu! Mamă! Oi de capul meu! Mamă, ce-am făcut? Vai de capul meu! Ia, dacă mai torn și astea... E gata. Oh, încă iese, încă iese, încă iese. Tot, pun tot, pun tot, pun tot, pun tot. Mamă! Fai de cap. Ai de capul meu ce-am făcut aici. Ia, fiți atenți. Mamă, și încă iese. Bă, deci asta a fost un experiment reușit. Mamă, dar ce miros de oțet a venit. Mamă, frate, și ce... Credeți-mă, știți ce fel sfârâie? Mă, frate. Bă, știți ce miroase? A must, a vin, ciudat. Dai de capul meu ce fel arată. Bă, dați seama că eu acum trebuie să stau să fac curățenie pe aici. Să iasă tot mirosul ăsta, dar oricum foarte mișto a fost. Mamă, deci... Dai de capul meu. Foarte. Cam vine puțin așa să leșim. Mirosul ăsta de oțet e puțin amețitor și te amețește și îți vine să leșim. Dacă stai prea aproape de el prea mult, s-ar putea să-ți vină rău. Tocmai de aceea vă recomand să nu faceți niciodată în așa ceva. Absolut nicăieri. Mamă, dar fiți atenți ce fel sfârie. Ia, stați așa că vă dau puțin mai aproape să vedeți și voi. Ia, uitați. Ia, ascultați puțin. Mamă, deci... Varză a fost. Vă rog frumos, cine poate să vină să mă ajute să fac curățenie? Vă rog frumos, vă plătesc bine. Ok. Punem asta în... Îngrozitor a fost. Deci, vreau să vă zic că acest challenge a fost unul de succes. Și dacă vreți să fac un challenge mult mai mare, v-am zis, cu vreo 30 de kilograme de bicarbonat de sodiu alimentar, plus vreo 30 de litri, cred că vreo 20 de litri de oțet, mult mai mare, scrieți în comentarii și să ajungem la 50.000 de like-uri acest video. Mama mia, ce fel de a ieșit. Bă, eu vă bucur că a ieșit experimentul ăsta, unul reușit și am crezut că nu o să iasă, sau nu o să se întâmple nimica, sau se oprește undeva reacția până pe aici, dar oricum a fost super tare. Deci acest challenge a fost unul de succes. Este un mare like acolo pentru că am reușit în sfârșit experimentul acesta. Bine de tot! Perfect! Cam atât a fost și cu acest episod și dacă v-a plăcut și vreți un experiment, cum am zis, mult mai mare, vă aștept în secțiunea de comentarii să scrieți dacă vreți și bineînțeles să distribuiți acest video mai departe, să lucrăm cât mai sus pentru că voi sunteți cei mai tari și să facem o mega explozie! De-abia aștept! Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire! Și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, aveți totul în descriere ca să fiți la curent cu tot ceea ce voi posta acolo. Salutare!